Pe la semafoare sau în locurile aglomerate din capitală pot fi văzute tot mai multe femei cu bebeluși în brațe cerșind un bănuț pentru lapte praf. Dacă vă o femeie cu un bebeluș vă cere bani, îi dați? În principiu ar trebui. Acum Dumnezeu știe cum arată și doamna respectivă, că dacă este aptă de muncă, sunt aici vreo două. În ori, pe care dacă mai bine, poate mai arunc ceva. Având în vedere că un copil este neputincios, este incapabil să-și rezolve probleme și greutăți, sigur că compasiunea noastră este față de el în primul rând și față de părinți și intenția este să-l ajutăm fără să intervină critica rațiunii. În ultimele zile, numai în sectorul 6, polițiștii locali au confiscat peste 10 astfel de păpuși. De fiecare dată însă, cei amendați revin în stradă. În portbagajul mașinii de serviciu sunt două păpuși luate de la aceeași persoană. Faptul că primesc bunuri de la cetățeni sau sume de bani îi încurajează să revină. Noi încercăm să combatem. De câte ori sunt identificați în stradă, sunt sancționați. Potrivit legii, cei care apelează în mod repetat la mila publicului pot primi amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei. Unii dintre sociologii consultați de știrile TVR sunt de părere că nu neapărat amenziile vor duce la stârpirea fenomenului. Mi se pare că înainte de orice discutăm despre un grup vulnerabil, indiferent de particularitățile fiecărei persoane care face acest tip de activitate în orașul București, și nu trebuie să uităm că discutăm despre o perioadă de început de criză economică. Faptul că o persoană e aptă de muncă sau nu e o chestiune pe care înainte de orice ar trebui să o stabilească alte instituții decât poliția. Potrivit ultimelor date oficiale, Poliția Locală a Municipiului București a dat numai puțin de 5.000 de amenzi în 2021 celor care au apelat la mila publică.